Vă propun să trecem acum la un alt subiect care e fierbinte la zi, și anume dosarul Microsoft. În dimineața asta am avut percheziții, probabil că ați văzut în drum spre... Am auzit la radio. Spre Hodin, 56 de percheziții. Printre cei percheziționați se numără și fostul dumneavoastră soț, domnul Dorin Cocoș. Potrivit unor declarații de martor din dosarul Microsoft, care au apărut în presă, intervențiile sale, pe lângă oficiale guvernului Boc, au avut loc când dumneavoastră erați chiar în guvern. V-a cerut vreodată ceva domnul Dorin Cocoș în legătură cu această afacere ramificată? Nu, niciodată, și o să spun așa. În primul rând, regret că numele fostului meu soț este implicat în acest scandal, în această anchetă. Chiar dacă este pomenit de niște martori. Doi, întotdeauna am spus și am spus și acum că indiferent cine este amestecat, indiferent numele cui este vehiculat, indiferent cine ar avea de suportat consecințe, justiția trebuie să meargă până la capăt. Sunt dintre cei care 10 ani de zile am stat lângă președinte, au fost mulți, dar am fost și eu, am stat lângă președinte și n-am străduit să ajungem la momentul la care justiția să funcționeze fără să țină cont de persoanele implicate într-un proces, într-o anchetă. Deci, justiția trebuie să meargă până la capăt, indiferent cine este implicat în acest dosar și numele cui este vehiculat. 3. Este fostul meu soț. N-am despărțit de un an și ceva. Sper că nu este implicat, că nu este adevărat ceea ce spun martorii, însă este un lucru, spun și eu ce a spus președintele României atunci când a venit vorba de fratele dânsului. Justiția trebuie să-și facă datoria până la capăt, iar personal nu am nicio implicare în acest dosar. Chiar dacă nu ați discutat niciodată acasă sau cu alt prilej despre afacerea Microsoft cu fostul nostru soț, e foarte greu de imaginat, doamna Udrea, foarte greu de imaginat că domnul Dorin Cocoș, dacă e adevărat ce apare public, se zbătea să intervină în guvern pentru licențe și când venea acasă nu vă pomenea nimic despre aceste eventuale intervenții. Foarte greu de imaginat că n-ați avut nicio discuție pe afacerea Microsoft, cât timp dumneavoastră erați în guvern, iar domnul Cocoș se ocupa de afaceri. În general, nu am avut și nu aveam discuții despre afacerile soțului meu. În general. Și pentru faptul că eu am fost o persoană care s-a dedicat aproape în totalitate carierei politice. Poate că ăsta a fost și motivul pentru care, principal pentru care ne-am despărțit. Pentru că de ani de zile eu am avut o singură preocupare, cariera politică. Categoric despre această situație pomenită de niște martori în acest moment, pentru că n-am auzit și opinii celorlalți acuzați în declarații, categoric despre această situație pomenită de niște martori în speță, nu am avut cunoștință. N-ați discutat niciodată? Niciodată. Dacă deci nicio despre împrejurare. Această situație, niciodată. Dacă informațiile din presă sunt reale, repet, dacă sunt reale, pentru că ele nu sunt probate, cum ați spus, dacă sunt reale că domnul Dorin Cocoș ar fi încasat o sumă imensă, 9 milioane de euro. Asta e suma vehiculată? Eu cred că nu. Nu, repet, dacă această sumă ar fi fost încasată de dumnealui, ați simțit în bugetul familiei o astfel de intrare uriașă? Adică, deci, ca oameni normali, am simțit un aport, un astfel de aport. Nu, eu de aștept, sigur, justiția trebuie să meargă mai departe, să vedem ce adevărat și ce nu din ce se spune acolo. Eu cred că nu, că nu a existat această situație. Dar chiar și în alt cont, chiar dacă ar fi altfel, nu tot ceea ce ține de afacerile soțului meu și de cum a evoluat din anii 90 și până acum, este un lucru care niciodată nu m-a interesat. Nu pentru mine să-mi fac timp să mă gândesc la problemele cu care eu mă luptam ca ministru, ca om politic, era mai important decât orice altceva. Îmi pare rău să spun lucrul acesta, dar nu am avut timp să vorbesc lucruri care țineau de familie cu soțul meu. Exclus lucruri care țineau de afacerile lui. Dânsul, Dorin Cocoș era om de afaceri și când m-a cunoscut pe mine, este om de afaceri și acum.
sub rezerva, și subliniez, sub rezerva că aceste acuzații ale procurorilor ar fi, să spunem, confirmate în instanță. Deci, o instanță l-ar condamna pe domnul Cocoș. Asta ar însemna că o parte din averea obținută de dumneavoastră, la partaj, ar proveni din bani obținuți ilegal. Și întrebarea ar fi așa, ați fi de acord cu confiscarea extinsă în acest caz, deci să returnați o parte din avere statului? În principiu, eu sunt de acord cu confiscarea extinsă. Trebuie ca atunci când banii obținuți de oricine sunt obținuți în mod ilegal, evident să fie returnați statului. Nu este cazul, pentru că bunurile pe care le-am obținut la partaj sunt bunuri care erau dobândite fie înaintea căsătoriei, fie erau bunuri dobândite în anii 2005-2006, așa se poate vedea pe declarația de avere. Dar, ca principiu, sunt dintre cei care susțin confiscarea extinsă a averii. Dar, în concluzie, răspunzând la întrebare, nu este cazul meu, pentru că dacă verificați declarația de avere, o să vedeți că toate bunurile care mi-au rămas mie la partaj sunt din, fie dinaintea căsătoriei, fie din anii 2005-2006, maxim 2007. Un alt personaj care apare în scandalul Microsoft și cu care pare că aveți o legătură, și o să vă explic imediat, este domnul Dinu Pescariu. Iar legătura e dată de două declarații de avere ale dumneavoastră, 2009 și 2012. În cea din 2009 ați trecut un împrumut, fără să specificați dacă e al dumneavoastră sau al soțului. Era de împrumutul făcut de soțul 200 meu. De... Deci în 2009 spuneți că împrumutul acela de 200.000 de lei de RON era făcut de soțul dumneavoastră. Oricare dintre împrumuturi. Și cel din 2012, deci, sigur, mai mare de 500.000 de euro. Oricare dintre împrumuturi. Dar el nu apărea fost... specificat în declarația de avere din 2009. Pentru că nu spui nicăieri. Este declarația se face în comun cu familia, adică cu soțul și copiii cu care gospodărești. Dar la cea din 2012 apărea că era făcut de soțul. Maxim este o scăpare. Deci ambele împrumuturi au fost împrumuturile soțului meu. Au o relație de afaceri, era problema lor. Eu am fost obligată să-l declar. Împrumutul a fost făcut prin bancă. Deci era un împrumut la vedere, cu contract, prin bancă. Eu am fost obligată să-l declar. Personal pe Dinu Pescariu? Îl cunosc pe Dinu Pescariu. Cunosc de foarte mult timp pe domnul Dinu Pescariu. Când v-ați cunoscut? Când l-ați cunoscut? Nu mai știu. Îl cunosc așa cum, nu știu, cum cunosc pe, nu știu pe cine să vă spun. Pe foarte mulți dintre cei care sunt fie mari sportivi, fie mari... Totuși sunt personaje importante, greu de crezut și asta, că uitați astfel de momente, totuși, importante, când îl cunoști pe Dinu Pescariu sau pe Se poate întâmpla ca oameni pe care îi cunoști, la un moment dat, se poate întâmpla să fie din familia ta, se poate întâmpla la un moment dat oameni pe care îi cunoști să aibă probleme cu legea. Se poate întâmpla. Astăzi vedem că foarte mulți oameni au probleme cu legea. Un alt vizat în acest dosar este domnul Nicolae Dumitru, cunoscut drept Nicu Niro. E adevărat că ați fost asociată cu domnul Niro în firma New Global Investments, fondată în vara anului 2006? Nu, firma nu a apucat niciodată să funcționeze după ce nici n-a fost, cred că, înregistrată în registrul firmelor. A fost o intenție de a construi împreună un imobil, după care s-a renunțat la această... Ce înseamnă a fost o intenție? O intenție în perioada aceea de a construi un imobil împreună. Nu mi-am inteles foarte bine. Nu, cert este că s-a renunțat, deci firma n-a funcționat niciodată. În această intenție... Însă îl cunosc pe domnul Nicolae Dumitru, dar acum cel mai bine îl cunosc, spre exemplu, nu știu, cei care locuiesc în cartier acolo, în... Aș vrea să lămurim puțin cum arăta această intenție și o să discutăm și despre asta. Cum arăta această intenție? Deci dacă dumneavoastră intenționați să dețineți 25% din firmă, fostul dumneavoastră soț 25% din firmă, e corect? Da, probabil, nu mi-amintesc, pentru că v-am spus că firma n-a funcționat. Probabil în felul acesta. Faptul că vă asociați sau intenționați să vă asociați cu domnul Niro arată că aveați o relație cel puțin de încredere cu domnul Niro? Da, eu nu contest că îl știu pe domnul Nicolae Dumitru, așa cum să vă zic,
Uitați, dumneavoastră, spre exemplu, ați lucrat pentru domnul Sima la Hot News. Nu, acum, n-am lucrat pentru domnul Sima, e o eroare. Domnul Sima a fost unul la din acționari, exact, având din acționar, o cotă nesemnificativă de 9%. Dar a fost aici. Acum, nu vă face nimeni un proces de intenție, Doamne ferește, că dânsul a plecat din țară plecând cu banii unor oameni pe care i-a jucat la bursă, înțeleg. Nu face nimeni un proces de intenție, că dacă l-ați cunoscut pe domnul Sima, știți ce a făcut domnul Sima cu banii respectivi sau... Nu, dar o să vă spun și de ce vă punem toate aceste întrebări. Ele au un sens. Nu, sunt întrebări legitime pentru că încercăm să lămurim cum se explică faptul că vă găsim foarte des în anturajul unor persoane care vedem că au probleme cu legea. Vedem acum că au probleme, acum, nu atunci când aveam eu. Da. Vedeți? Dar sunt foarte multe. Lista este extrem de lungă. Păi, deci, la vremea la care eu aveam intenția de a face, spre exemplu, firma aceea în 2005-2006, nimeni nu avea nicio problemă cu legea. Oamenii în viață au decizii personale, fac lucruri, încă o dată, suntem de acord cu toții că în acest dosar încă nu sunt formulate clar acuzațiile și oamenii nu sunt declarați vinovați. Nu este doar aici, e vorba și de aliați apropiați politici de dumneavoastră, domnul Gheorghe Ștefan, și el are probleme cu domnul Gheorghe Ștefan, nu uitați că este membru, să zicem, PDL și este apropiat de toți cei din Partidul Democrat Liberal. Nu uitați că a fost membru PNL și a fost apropiat, nu știu, de domnul Tăricianu, de domnul Unguran, de toată lumea. Deci nu judecăm oamenii prin contextul faptului că s-au cunoscut sau se cunosc. E vorba de masă critică și întrebările noastre sunt legitime. Da, uitați, vă dau un exemplu. Doar o secundă ca să vă explic și să nu rămâneți cu o impresie stranie despre... Că vă facem un proces de intenție. Nu, asta aș vrea să nu fie un proces de intenție. Nu, încercăm să lămurim context. Ce facem noi cu toți candidați și ce am făcut și cu ceilalți candidați care au venit la interviul ăsta e să încercăm să dăm seama de profilul lor de viitor președinte. Pentru că aici, nu în acest studio, aici se decide viitorul României. Și încă ceva, încercăm să punem acele întrebări care n-au prea fost puse în general, pentru că știți ce am observat? Candidații la președinție s-au obișnuit și nu doar, politicienii în general să meargă la posturile de televiziune unde se simt foarte comod, unde toate aceste teme unde mă ceartă toată ziua. Să vedem dacă mai mergeți după episodul de aseară. Apropo, mai mergeți? Să știți că eu mă aștept și la Antena 3, dacă m-ar chema cineva, pentru că există un public care se uită la aceste televiziuni și care ar trebui să știe adevărul despre cei care sunt făcuți praf în fiecare zi acolo. Bun, o să revenim la această temă, dar întrebarea legitimă este așa și o să revenim asupra ei. Deci, cum se explică faptul că vă găsim și reluăm numele, pentru că sunt foarte importante? Deci, domnul Pescariu v-a împrumutat cu bani fostul soț. Fostul soț. Altceva. Cu domnul Nicu Niro sunteți parteneri de afaceri. Cei doi au parteneri de afaceri. Partener de afaceri, ați intenționat să faceți afaceri, a spus deci, încă o dată, nu contest că îl cunosc pe domnul Niro, dar nu suntem parteneri de afaceri. Domnul Florin Popescu e trimis în judecată, a fost unul din oamenii dumneavoastră de încredere în PMP. E trimis în judecată pentru faptul de corupție. M-a susținut și suntem colegi de foarte mult timp în politică. Domnul Gheorghe Ștefan, primarul din Piatra Neamț, unde Almintele ați candidat și este la fel un om pe care contați în PMP, iarăși are probleme cu legea. Nu e cam mult? Păi, sunt foarte mulți oameni în partidele politice care sunt colegi cu alții, chiar și cu candidați, care au probleme cu legea. Fiecare răspunde pentru faptele lor. Eu o să vă rog să-mi spuneți un singur caz unde Elena Udrea a încălcat legea. Așa, să vă spun ceva. Dacă tot vorbim de oameni care vor să reformeze ceva în politică, eu sunt un om care chiar am reformat ceva în politică, de la faptul că n-am acceptat, spre exemplu, să pun în funcții publice oameni de partid, politruci sau clientele politică în mandatul meu de ministru, până la faptul că atunci când am aflat prin mijloace legale că oameni care lucrau, chiar dacă erau recomandați, știți că până la nivel de secretar de stat, oamenii sunt, cel puțin în ministerul meu, atât am acceptat să fie politic până la nivel de secretar de stat. Când am aflat prin mijloace legale că oamenii aceia sunt suspectați că fac niște lucruri acolo la limita legii, i-am dat afară indiferent cine a susținut politic. Deci eu cred că, în ceea ce privește activitatea mea, sunt foarte puține lucruri pe care cineva mi le poate reproșa. Ca un politic, mă refer, ca ministru, cu atât mai puțin. Deci pe mine aș vrea ca oamenii să mă judece pentru lucrurile pe care eu le-am făcut. Da, îmi asum că
știu niște oameni, cunosc niște oameni, relații cu niște oameni care este posibil să fi încălcat legea. Dar nu suntem copii și părinți. Fiecare răspunde pentru faptele lui. Iar lupta mea de 10 ani a fost, alături de președinte și de alții, ca justiția să ajungă la momentul la care, indiferent numele cui este pomenit într-un dosar, să-și facă treaba până la capăt. Iar justiția, spuneați de arătat probleme penale ale dumneavoastră. Noi nu avem în momentul ăsta, nu suntem procurori, dar ce știm e, de exemplu, că justiția, DNA în cazul ăsta, v-a chemat să depuneți mărturie în dosarul lui Gheorghe Ștefan. Fost ministru este normal. Fost ministru al dezvoltării. Da. Ce v-au întrebat mai exact procurorii? Cum funcționează un program 577 în baza căruia în Neamț procurorii presupun că o firmă care a câștigat o licitație cu o primărie din Neamț, pentru că nu ministerul făcea licitație și acea licitație a fost câștigată în 2009 când eu nu eram ministru, presupun că acea firmă era o firmă din apropierea domnului Gheorghe Ștefan. Și întrebările au fost și mi-a făcut plăcere să explic mecanismul prin care se alocă banii de la Ministerul Dezvoltării către lucrările din teritoriu. Întrebările au fost despre acest mecanism. Aveți în continuare calitate de martor în acest dosar? Da, categoric. Nu s-a schimbat? Nu. Și nici nu văd cum ar fi posibil să schimbe. V-au prezentat procurorii sau ați putut consulta cu avocații dumneavoastră în registrări? Dar nu am avut avocații. În dosar? N-ați avut avocații? N-am considerat că am de ce. Există în acest dosar înregistrări între dumneavoastră și Gheorghe Ștefan despre, pe tema distribuirii fondurilor de la minister? Ați avut astfel de discuții cu primarul din Piatra Neamț? Păi, acesta este motivul pentru care am depus eu mărturie. Care? Ca ministru, faptul că există în dosar declarații, înregistrări dintre Gheorghe Ștefan și ministrul Naudra legat de alocările de fonduri pe programul de apă și canal. Dar astfel de discuții le-am avut cu toți primarii, la telefon sau la minister sau în teritoriu, în vizitele lor. Astfel de discuții le are un ministru cu toți parlamentarii, deci când te duci ca ministru, când mergeai în parlament și când mergi acum, presupun că domnul Dragnea se întâmplă la fel, toți parlamentarii vin și te roagă să faci cumva să ajuți ca lucrările din colegiile lor să fie finanțate. Și eu, spre exemplu, spuneam că mi-aș dori foarte mult ca domnul Dragnea să finanțeze linia de centură din municipiul Roman, pentru că a rămas fără finanțare. Deci astfel de lucruri sunt legale și se fac în mod firesc, pentru că așa se fac alocările, nefiind suficient de mulți bani pentru toate lucrările. Ministrul este cel care decide câți bani merg pentru fiecare lucrare în parte. Problema pe care au pus-o procurorii a fost dacă firmele care lucrau pentru acele proiecte de canalizare erau sau nu firme apropiate de domnul Gheorghe Ștefan. Ce vă spunea în aceste discuții? Înțeleg că există înregistrări cu astfel de discuții la dosar. Ce vă spunea mai exact domnul Ștefan? Ce răspundea dumneavoastră? Nimic. Eu i-am spus domnului Ștefan că au venit, că s-au făcut alocările pe programul de apă și canal la nivelul țării și că în județul Neamț, lista, așa cum s-au împărțit bani, este o listă pe care o fac... L-ați sunat dumneavoastră pe domnul Ștefan? Nu, sau sunase domnul Gheorghe Ștefan. Și e ce v-au dat de înțeles procurorii că ar fi ceva incriminator la adresa dumneavoastră? Nu, nici într-un caz. Nu, v-am spus. Care ar fi preocuparea procurorilor sau ce înțeleg din ce mi-au spus dânsii că ar fi acolo o îndoială pe care ar avea-o, că firma care câștigase licitația într-o comună, dar încă o dată, licitațiile le făceau comunele, nu ministerul. Nu consiliile județene. Nu, nu consiliile județene, le făceau chiar autoritatea locală, primăria. Că firma respectivă, o licitație în 2009 când eu nu eram ministru, că firma respectivă a fost o firmă apropiată de Gheorghe Ștefan. Asta nu mai este treaba mea. Nu e treaba mea ce firme lucrau în țară, pentru că nu noi făceam licitații. Deci, da, vi s-ar putea reproșa la o adică că făceați alocări preferențial. Este exclus să se întâmple așa ceva, pentru că eu sunt singurul ministru care a introdus criterii de prioritizare. Dar de ce ar fi așa de exclus dacă dumneavoastră ați candidat în Piatra Neamț? De ce ar fi așa de exclus? Păi, v-am spus de ce. Pentru că în mandatul meu s-au introdus criterii de prioritizare pentru investiții, adică, în momentul în care am ajuns ministru, erau investiții începute în toată țara de 2 miliarde de euro, iar bugetul anual era cam de 200 de milioane. Ca să împarți 200 de milioane, 2 miliarde, era evident că era imposibil. Și atunci am stabilit, ca să nu fie criterii aleatorii, la bunul plac al funcționarilor din minister, că nu stă un ministru, presupun că nici domnul Dragnea nu n-o sta, sper că nu-și pierde vremea să stea el să aloce sumele,
ca să nu existe criterii arbitrarii, am dat un ordin de ministru prin care am spus care sunt criteriile obiective după care se alocă acești bani. Asta am explicat și domnul procuror pentru a înțelege cum merge acest mecanism și astăzi, presupun că merge la fel și vă spun acum dumneavoastră că pentru a scăpa de această problemă, alocările de bani de la guvern către teritoriu, trebuie făcut un lucru simplu pe care l-am cerut de când era ministru. Trebuie ca aceste programe să nu mai depindă de ministere, de guvern. Trebuie să depindă de autoritățile publice locale. Pentru că nu e normal un ministru la București să știe dacă într-o comună trebuie făcut o bucățică de drum atât sau trebuie făcut sală de sport sau trebuie adusă apă și canalizare. Asta trebuie să știe consiliul. În comuna Cornu, de exemplu, unde jumate din bani. Comuna Cornu, ca să vedeți. S-au dus către acea comună. Da. Deci ăsta este un lucru pe care la vremea când domnul Dragnea era președinte Consiliul Județean, îl agrea foarte tare și cerea ca aceste programe să fie gestionate în teritoriu și nu la guvern, ceea ce eram cu totul de acord. Astăzi, când este ministru, nu mai este de acord și împarte banii de la București. Mai rămânem o secundă la aceste audieri, în acest dosar. E adevărat că ați mers la audierile de la DNA, de la începutul lunii octombrie, adusă fiind cu mașina de fostul soț, Dorin Cocoș? Nu, este exclus. Sunt ziariști care susțin că l-au văzut acolo pe domnul Cocoș. Este oficială cu care călătoresc și acum, care merg și acum. V-ați păi mai... da, este pierzi imaginile, nu? S-a și comentat la vremea aceea. Că... Un alt dosar în care procurorii vă dau târcoale, ca să zic așa, este dosarul Galabute. Nu, haideți ca să ne înțelegem. Asta cu procurorii dau târcoale. Eu sunt, oricine a avut o funcție publică în țara aceasta, este susceptibil să fie chemat să explice ceva. Bun, se poate unii să fie acuzați, alții să fie întrebați de diverse situații de care ar putea să aibă cunoștință. Ideea asta, procurorii dau târcoale, eu cred că sunt dintre cei mai corecți oameni care au deținut o funcție publică în România vreodată. Asta spuneți dumneavoastră despre dumneavoastră. Da, este părerea mea despre mine, știind exact ce am făcut eu ca ministru. Că există situații ca aceasta de care ne-am avut cunoștință, spre exemplu cu domnul Gheorghe Ștefan, în care procurorii, pe bună dreptate, cer lămuriri de la mine în calitate de fost ministru, mi se pare absolut normal și n-aș avea nicio problemă niciodată să explic orice ține de ceea ce cunosc eu în fața procurorilor. Acum întrebați-mă ce vreau să Galabute. Știm următorul lucru, că Rudel Obreja a organizat Galabute, a făcut această gală luând un credit de la BRD de peste un milion de euro, un milion și ceva de euro. E adevărat că dumneavoastră sau altcineva din minister, Ministerul Dezvoltării, la indicația dumneavoastră, ar fi vorbit cu un director din BRD ca să înleznească acordarea acestui credit către Rudel Obreja? Eu aș vrea ca dumneavoastră și cei care vorbesc despre Galabute să pornească de la un lucru simplu. Dom'le, să formuleze cineva o acuzație. Ce este ilegal în faptul că în România guvernul a reușit să participe la organizarea Galei Bute pe care toți românii o așteptau de 2 ani de zile. De 2 ani de zile în societate era o nemulțumire și în presă și peste tot că nu suntem în stare să-l aducem pe marele campion la vremea aceea, nu comparați astăzi, în acea momentă că era 2009-2010, marele campion Lucian Bute să boxeze în România. Ministerul Dezvoltării a reușit să folosească fonduri europene, ar fi europene. Ar fi reușit să folosească fonduri europene pentru a promova la un mare eveniment sportiv. Un eveniment care aducea satisfacție românilor, dar și care a fost vizionat de milioane, sute de milioane de telespectatori în direct și în reluare în țară și în afara țării, au văzut acel meci și au văzut brandul României, acea frunză, pentru care Europa ne-a dat bani și să facem brandul și să-l promovăm. Deci ce este rău? Că guvernul României la vremea aceea pe Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului folosea fonduri europene pentru a promova în cadrul unui eveniment sportiv extraordinar, cum n-a mai fost organizat în România, a promova brandul turistic al țării. Eu aș vrea să aud acuzația. Dom'le, este penal? Nu știu ce lucru. Noi nu putem să facem o astfel de acuzație. Doar o secundă. Acest lucru, organizarea galei în sine, nu este un lucru rău. Și, de fapt, pietruirea unor drumuri în România nu e un lucru rău. Construcția de autostrăzi nu e un lucru rău. Informatizarea învățământului românesc nu e un lucru rău. Problema este cum? Sau
avut aceste discuția procese. Discuția este despre proceduri. Iar eu spun de cum 3 ani, loc. De aceea v-am și adresat această întrebare. Da. Dacă e adevărat că dumneavoastră sau cineva din minister, la indicația dumneavoastră, a discutat cu un director sau cu cineva din BRD pentru ca Rudel Obreja să primească acest împrumut. Lucrurile acestea nu le cunosc, dar eu spun de 4 ani că dacă în organizarea acestei gale, care s-a făcut nu de către minister, ministerul a făcut promovare și atât, dacă în organizarea acestei gale s-a încălcat undeva legea, cine a încălcat legea să răspundă? Eu asta spun de 4 ani de zile. În rest, eu felicit ministerul pentru că a avut capacitatea să promoveze brandul turistic la un eveniment de o așa amploare și îmi pare bine că în 2010, în mandatul guvernului Boc, s-a putut ține în România un spectacol sportiv care a adus un mare campion acasă. În rest, dacă cineva a greșit, a încălcat legea. Și noi așteptăm la plecașa noastră terminarea, încheierea dosarului într-un fel sau altul. Da, durează de 4 ani și văd că se tot încearcă tot fel de acuzații. S-a pornit de la faptul că nu știu ce s-a întâmplat cu acei bani, s-a ajuns la cine e Rudor Obreja, să formuleze cineva clar care este acuzația care mi se face mie, Elena Udrea. Apropo de asta, ați primit în ultima perioadă, în ultimele luni, o citație de la procurori ca martor, ca ceva? Întrebarea și întrebările legate de gala Bute vizează în permanență procedurile, dacă au fost respectate de la cap la coadă și asta ne interesează. Procedurile de profesioniști în minister și eu cred că au fost făcute bine. În care minister? În minister, procedurile de achiziția promovării turistice. În care minister? În Ministerul Dezvoltării. Deci, procedurile... avut toate avizele? Presupun că da, nu ministrul se ocupa și nu sau știu, știți, dar din a avut toate avizele? Cred că da. Acest proiect? Cred sunteți că sigură? Da. Cred că da. Nu, ministrul nu face proceduri, însă oamenii de acolo... A fost avizat pozitiv sau negativ de la MJ? Păi, n-a ajuns la Ministerul Justiției această gală. Sunt niște avize care se dau pe hotărârea de guvern sau pe procedurile derulate acolo. Sunteți foarte bine informat mai bine decât mine. Nu sunt bine informat, acesta. Pun întrebări, doamna. Pun întrebări în mod sigur. Și nu știu la ce vă referiți când spuneți că sunt foarte bine informat. Păi, uitați, spuneți lucruri pe care nu le știu. În mod păi sigur, nici eu nu le știu, de-aia vă întreb, înțelegeți. În mod sigur, cei din minister erau și sunt profesioniști. Sunt oameni pe care nu i-am adus eu acolo, acolo i-am găsit. Sunt oameni care au făcut zeci de proceduri, sute de proceduri și eu am încredere că le-au făcut legal. Deci, aviz pozitiv sau negativ? Păi, nu, evenimentul nu a fost avizat de Ministerul Justiției, că nu avea de ce. Era un eveniment care se organiza, promovarea se organiza în interiorul... Da, când angajez, eu așa știu, din puținele lucruri pe care le știu despre cum funcționează un guvern, că nu lucrez în guvern. Când angajez o sumă atât de mare, e niște avize. Nu. Deci, vedeți, nu știți cum... Păi, tocmai de asta vă întreb. Nu. Deci, orice eveniment de promovare, știți cum este acest eveniment, ca să fie mai limpede? Este ca concertul Lady Gaga. Și acolo s-au folosit fonduri europene pentru a promova brandul turistic al României la un concert organizat în România. Nu știu de ce, nu e treaba, mai eram după ce am plecat eu din minister. Sau cum a fost promovarea brandului turistic la raliul de la Sibiu. Și acolo s-au folosit fonduri europene pentru a promova brandul turistic la raliul de la Sibiu. Nu este o procedură internă, nu are legătură cu Ministerul de Justiție.